Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou replay cu World of Tank. În episodul de astăzi vă prezint un match pe care l-am făcut pe modul nocturn sau în limba română, cum era trecut el acolo, întunericul nopții. N-are nicio logică, dar în fine, am jucat pe modul nocturn. Despre acest mod nu vă prea pot spune multe, l-am jucat și eu de câteva ori. Sincer, nu m-am dat în vânt după el. Nimic deosebit decât faptul că joci noaptea. Din ce am observat, light-urile spotează mai prost aici, pe versiunea asta de noapte. Unele TD-uri la fel au un beneficiu aici, pentru că nu sunt spotate atât de rapid. Bun, schimb, tankurile se mișcă la fel, nu este nimic bufat pentru modul ăsta. Bun, ce vreau să vă spun de la început, voi face o secțiune constantă, să zic așa, de postări cu clipuri, cu replay-uri din World of Tank. Iar dacă sunteți pasionați de zona asta de World of Tank și doriți și voi să vedeți un anume clip sau o anume categorie de tankuri jucate aici, puteți să lăsați în comentariu acestui clip ce tank doresc să-l vezi în luptă. Eu o să joc cu tankul respectiv și o să încerc să scot cât mai mult posibil cu tankul respectiv. De altfel, dacă și tu deții un replay și replay-ul tău este frumos, acolo ai dat destul de mult damage, ai făcut un match spectaculos, poți să-mi trimiți replay-ul pe adresa de e-mail pe care o găsești în descrierea acestui video, iar eu o să-ți comentez match-ul tău, o să-l postez pe YouTube și o să-mi spun părerea mea despre match-ul pe care l-ai făcut. Bun, haideți să trecem în continuare la replay-ul de astăzi. Deci am jucat cu VZ-111 QL sau Q-Linu. Am abordat pentru această partidă zona de mijloc, exact ca și la standard, nimic ieșit din comun. Doar că aici am avut posibilitatea să urc mai mult în partea de sus, asta și datorită faptului că light-urile spotau mai rău și nu s-au poziționat aici într-o poziție prea bună. Am urcat aici și am ales să rămân aici sus pentru a da suport pe spate, în bază la ei, în momentul când tankurile mele de pe mijloc, heavy-le, urmau să spoteze primele tankuri din spate. Știam că acolo sus la TD-uri există cu siguranță un TD sau mai multe. În felul ăsta am poziționat tankul aici după piatră și, după cum vedeți, aici FV-ul era acolo ascuns. Am tras un prim foc în FV-ul. Am tras ceva la blind acolo tot după FV, dar se pare că FV-ul și-a luat un pic de unghi acolo după piatră. În continuare rămân acolo cu ochii pe FV-ul, pentru că poate deveni periculos FV-ul. În acest moment se mai spotează și STB-ul acolo și cu STRV-ul. Mă întorc un pic aici în spate și văd acolo projectul că se bătea cu Esco Conqueror. Încerc să-i dau, un pic de suport. Aici după Conqueror mi-au intrat la limită, să zic așa, proiectile care le-am tras doar în partea laterală. O să vedeți proiectil care la fel, tot în lateralul tankului sau chiar în spatele tankului, nu mi-a intrat, pentru că RNG. Aici, după cum vedeți, în laterale am tras, dar tankul fiind într-o continuă rotație, nu am prins un unghi în care să îl penetrez. Am prins un unghi în care am tras pe așchiere, adică a dat tricoșet și nu a intrat proiectilul. Aici îl penetrez foarte, foarte frumos, în spate. Același lucru și aici, deci tankul e în continuă rotație, am tras în partea laterală, dar el fiind într-o continuă mișcare, proiectilul tinde să ricoșeze, adică nu intră în plin. 3100 damage până acum, deci un match în care am dominat aici, echipa mea a dominat permanent match-ul. S-au împrășteat total aiurea modul ăsta de nocturn, asta a fost combinația care am văzut-o cel mai frecvent. Împrășterea totală a echipei în care nu-ți mai găseai logica jocului și nu mai știai din ce direcție apar tankuri. Chiar în momentul de față, uite, avem tankuri în bază, deci baza e inamică aproape căzută, dar am avut niște tankuri care au venit pe celălalt flanc și s-au dus până în bază la noi. FV-ul aici încearcă să iasă și el pe mijloc, l-am prins aici destul de bine.
În continuare rămân focusat pe el pentru că e un HP de mâncat aici. Îl lovesc în continuare, dar în moment în care sunt și spotat aici, rămân țintit pe el și trag încă un shot. De data asta i-am stârnit interesul și să uită aici pe mine. Am încercat să iau aici un unghi după piatră. Nu mi-a ieșit unghiul. Mi-a intrat destul de bine shotul lui. FV-ul e un tank foarte bun. Tunul lui destul de periculos. Trag un shot la blind acolo și îl nimeresc. 5900 până acum damage. Încerc să mai prind un shot acolo și cu încantația tuturor zeilor RNG-ului reușesc să-l lovesc acolo inexplicabil și nu mă întrebați cum a fost shotul ăla, că nu pot să vă dau o explicație logică. Noroc, mai mult ca sigur, loto. 6000 damage, mai aveam două tankuri, un TVP care încă rula acolo pe mijloc, îl țintesc și în felul ăsta trag un shot în el. Și mai avem de cealaltă parte un 113 care intrase până în bază pe artilerie. Aici eram un pic în gând să nu prind cumva TVP-ul full reload și să mă prindă din lateral. Dar în același timp i-am dat cox la VZ-ul și încercam să mă duc acolo pe 113 care făcea victime. Deja ne-a scos acolo un versiunea 5, l-a scos afară. Iar acum se bate cu Leopardul. Leopardul cam neinspirat acolo să urce. Pentru că de jos 113 îi trăgea exact în burtă. Mă apropiu aici și trag din mers și încerc să dau și un ram. Cât de cât inspirat ramul ăsta, dar se putea și mai bine. Mai dau un shot și în momentul ăsta am ajuns la 7600. Eu zic că e un match super bun, super bine mi-a intrat aici. Să nu credeți că fac des astfel de meciuri, dar bă, ăsta de astăzi mi-a ieșit. Cu tânculețul VZ-111 Chiulinu, cred că ăsta mi-e damage-ul maxim care l-am dat, 7600. Nu prea am fost eu mulțumit de tankul ăsta, dar una peste alta, un match bun. Bravo Kagula, pe data viitoare!